Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Este o emisiune electorală. Invitații mei de astăzi sunt doi reprezentanți ai Partidului Pro-România. Este vorba de domnul deputat Mihai Mohaci, care de data aceasta candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov și domnul Cătălin Leonte, care este pe lista al doilea pe lista pentru consilieri județeni. Bună seara! Domnilor, Bună. ce v-a determinat să candidați la aceste funcții? Deci o să încep eu pentru poziția de președinte consiliu Județean. Vreau să spun din start, suntem pe poziția 1 la vot și la președinte și la Consiliul Județean. Și sper să rămânem pe poziția 1 și după alegeri, și după 27 septembrie. De aceea invit pe toți să voteze poziția 1. Și acum să argumentez de ce să votăm poziția 1. Da. Pentru că fără argumente nu este normal să dai un vot doar de dragul de a da un vot emotiv. Nu, trebuie să dai un vot pe consistență, pe un vot pe rațiune, pe ceea ce există în programul de guvernare, spun eu local, al fiecărui candidat. De asta și în campanie când am mers, le-am spus foarte clar la foarte mulți, dacă nu aveți încredere, citiți măcar programul fiecărui partid. Și dacă considerați că pro-românia are cel mai bun program, votați-l. Ori noi l-am construit tocmai pentru a fi un program viabil, un program bun, punctual. De ce candidez eu? Candidez pentru că vin cu o experiență de 20 de ani din administrație. Am 12 ani inginer cercetare proiectale RAL Urmentu Brașov. Am 12 ani de protecția consumatorului, am 4 ani de prefectură și 4 ani de deputat în Parlamentul României. Deci, experiența de la protecția consumatorului, unde am rezolvat peste 10.000 de reclamații și am venit în contact cu mii de oameni, am transferat-o către prefectură, unde m-a ajutat foarte mult în funcția de prefect de a rezolva problemele oamenilor. Aceasta este menirea în principal a unui administrator, a celui care lucrează administrație. Sigur, m-a ajutat și în Parlament pentru că problemele la protecția consumatorului le-am transferat în comisia din care fac parte, iar toată această experiență vin la Consiliul Județean pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Nu este o misiune ușoară, știu că este o misiune grea, dar vin cu această experiență să o pun în slujba cetățeanului. Cuvinte mari, frumoase, dar care în campanie toată lumea spune vine, veniți și promiteți, veniți și spuneți ce veți face. Eu vin și spun că am făcut. Am făcut din poziția de protecție a consumatorului, din poziția de prefect, din poziția de parlamentar, pentru că sunt câteva legi importante la nivel național, în care mi-am adus aportul de raportor în cadrul Comisiei pentru aceste acte normative. Comisia de Industrie și servicii este o comisie grea. Deci toată această experiență vin și o pun în coșul, ca să zic așa, de președinte de Consiliul Județean. Nu vreau să critic adversarii să spun ce au făcut, ce n-au făcut, însă la nivelul Brașovului, de câțiva ani încoace și de mulți ani încoace înainte, există o singură, parcă există o singură tendință, aeroportul Brașov. Aeroportul Brașov îl continuăm și îl facem fiecare, pentru că este o necesitate. Dar nu poți să ancorezi într-un județ numai pe zona de aeroport. Ai pe zona de sănătate o componentă foarte importantă. Ceea ce s-a dovedit că acum ați văzut. În perioada de pandemie a clacat acest sistem de sănătate în Brașov. Pentru că spitalul... Parțial. Așa, parțial. E parțial pentru că spitalul și celelalte clădiri care țin... În brașov sunt vechi, ele trebuie demolate. Ai infecții nosocomiale, socom da. ai tot felul de probleme. Oamenii se duc sănătoși și vin bolnavi. Uh, A clacat și atunci noi am venit cu o componentă și am spus-o foarte clar și am făcut și un amendament pentru denumirea de regional. Noi am spus în brașov uh, luând legătura cu specialiștii din spatele nostru, pentru că eu am sunt inginer de meserie. N-am pretenții că cunosc în amănunt tot ce înseamnă sănătatea, însă beneficiez de ea și cât de cât pot să spun de ce avem nevoie. Și eu și concetățenii mei și cei care ne votează. Și în discuțiile pe care le-am avut cu Asociația Noului Spital din Brașov, unde reprezintă un grup foarte mare de doctori, de medici, de oameni de cultură, oameni care știu meserie în acest domeniu, au spus-o clar. Asistenți medicali. Asistenți medicali, da. Au spus-o clar. Un spital de urgență, clinic de urgență. De peste 1500 de, de locuri. Peste 1500 de locuri, cum precizează. Da. Nu că îi spune regional sau nu, pentru că la cuvântul regional ne blocăm pe un spital mic. Ori Brașovul trebuie să rezolve problema aceasta a sănătății. Noi am mai venit în programul pe care îl avem, am venit în mod special pentru comune și sate, cele îndepărtate, unde sănătatea de specialitate nu ajunge decât medicul de familie când ajunge și el. Și sunt sate unde nu e medic de Exist. familie. Exact. Da. Și atunci noi am venit cu un concept pe această zonă și am spus policlinica pe roți. Policlinica pe roți reprezintă o policlinică pe roți cu uh, medici de specialitate, cu aparatura necesară care să se ducă în ultimul cătun să i ajute pe oameni. Sigur este un proiect care prinde foarte bine La comune și sate Nu în municipii și orașe Dar și cei din orașe trebuie să înțeleagă Că și ultimul cetățean Îl are nevoie Îl pe domnul Mohaci da. Da. Din păcate populația județului nostru Este foarte îmbătrânită Mai ales în zona rurală Cei tineri au plecat Fie că au plecat în străinătate Fie că au plecat în orașele mai mari Limitrofea acestor zone rurale Însă pentru foarte mulți Bătrâni și singuri să meargă la medic undeva la oraș este o aventură în sine. Este incredibil de greu să-și găsească pe cineva să-i ducă cu o mașină. Ori gândirea acestui proiect al lui Mihai Mohaci este exact de a schimba sensul, adică să meargă administrația cu zona de sănătate către cetățean și nu cetățeanul către doctor, pentru că s-ar putea să neglijeze și la foarte multe boli. Să neglijezi o lună, două, trei sau un an deja poate fi fatal. Da, este, este adevărat. Trebuie să privim primul exact. rând. Da. Exact. Asta este un lucru care se poate face. Adică a, în ziua de astăzi lucrurile acestea nu le-am visat noi și le gândim pentru prima dată. Sunt și alte a, țări din lumea asta care au astfel de facilități. Sigur că pot să pare oarecum fanteziste, dar trebuie să faci ceva atâta timp cât pe zona de Consiliu județean. Răspuns de sănătate, hai să ne gândim la sănătate nu doar cu numele, și sănătatea în mediul spitalicesc. Și nu numai în oraș. Și nu, nu numai în oraș. Și da. trebuie toți cetățenii, care până la urmă toți plătesc taxe și impozite, să beneficieze în egală măsură de asistență medicală. Și acum, la aceeași întrebare pe care i-a spus-o lui Mihai Mohaci și care v-a răspuns că 20 de ani de experiență în administrație, răspunsul din partea mea este poate chiar mai simplu. Eu de 5 ani de zile am ieșit cu totul din politică. Însă, m-am trezit în situația chibițului de fotbal, care știe foarte bine din uh, tribună să critique. Să critique că nu-i bine aia, că nu-i bine aia, că nu-i bine aia. Dar numai că trebuie să faci și pasul următor. Intră, domne, în iarbă, dacă ai idei, hai arată cum e cu dribling hai rezistă la faulturi, hai încearcă să transpire acolo un pic și să găsești soluții. Eu pornesc din postura omului care sunt la vârsta maturității. Am trei copii care mi-aș dori să rămână la noi în județ. Să facă școală, să termine o facultate și după aceea m-aș bucura tare mult să rămână lângă noi. Că ăsta e sensul vieții. Din păcate, mai ales în zona Făgărașului, sunt depopulate atât comunele cât și orașul în sine. Foarte mulți sunt plecați în Italia, în Spania, în Marea Britanie. Și nu -au, da, da. au plecat de bine. Și n-au plecat de bine niciunii. Toți au, pe, au plecat pentru o pâine mai bună. Eu vă spun astăzi că avem o oportunitate colosală. Care provine de unde? Din criza asta mondială cu coronavirusul. Foarte multe companii multinaționale din uh, întreaga lume se gândesc să relocheze facilitățile de producție din China în alte locuri. Sigur că am putea să fim noi județul Brașov, care un astfel de loc care să ofere loc pentru aceste companii. Dar făcând acest lucru, se întâmplă că intrăm în competiție cu alte județe sau cu alte țări. Noi, ca și administrație județeană, trebuie să le creăm niște facilități. Să nu-i ținem la coadă pentru autorizații, să le creăm un minim de infrastructură, să le tragi gazul, curentul electric și așa mai departe și să nu le pui piedici. Dacă vrei să intri în competiție și să atragi acele companii aici și atunci oamenii de la noi care pleacă pentru o pâine mai bună afară, poate să ar întoarce înapoi. Sigur că poate nu la nivelul ăla, poate nu un salariu de 1200-1400 de euro, dar eu sunt convins că un om care ar sta în casa lui, lângă părinții lui și lângă copiii lui, și ar câștiga un 800 de euro la el acasă, s-ar întoarce mai degrabă decât să stea pe acolo. Pentru că am văzut cât a fost criza coronavirusului, S-a închis totul și fiecare a mers la scara lui. Da? Toți da. au venit spre casă. Da. Ori pentru asta am intrat în acest lucru și mi-aș dori tare mult să intrăm uh, ca să mișcăm lucrurile din loc. Eu m-am săturat de ani de zile să vorbim la viitor. O să, o să, o să aeroport de 16 ani, o să spital de nu știu câți ani, o să stadion. Domne, hai să le facem! Hai să le facem și atunci experiența noastră, atât profesională cât și în administrație, să o punem în slujba oamenilor și să încercăm ca toate proiectele astea de care este nevoie să le facem mai repede. Atâta dorim. Să dăm o mână de ajutor. În programul dumneavoastră vorbiți și despre economie. O parte ați expus dumneavoastră, o idee foarte interesantă și vă doresc succes în această luptă de a atrage investitorii ce altceva doriți să faceți în uh, domeniul economic? Vedeți că noi aici am avut un întreg concept în momentul în care am spus că mergem la Consiliul Județean uh, și eu și colegii de pe listă, uh, ca să spun așa, ne ocupând de un anumit domeniu. Uh, N-am pretenția că eu mă ocup de toate. Am pretenția că am colegii și echipa mea lângă mine și fiecare se ocupă de domeniul economic, partea de mediu, partea de sănătate, cum am spus cu specialiștii din spate. De asta echipa noastră e mult mai puternică decât ceea ce este lor actuală. Și de asta spun totdeauna, votați poziția 1, pentru că până la urmă este o mândrie a noastră acest program construit. Și o să enumerăm încă câteva obiective. Da. Avem la partea de mediu, avem un concept foarte interesant, spun eu, un concept care mie mi-a venit în ideea când am fost prefect, pentru că mi-am dorit ca județul Brașov să fie un județ curat, prosper, și un județ sănătos. Sănătos am explicat de ce. Curat și prosper. Prosper este partea de economie a colegului. Curat de ce? Pentru că pe mediu avem nevoie de un județ plin de turiști. Trebuie să nu dublăm numărul de turiști. Ori un turist nu vine într-un județ în care noi am spus -o așa, ca și sintagmă, un județ fără peturi. Deci, greu de realizat, vă spun. Ușor de realizat. De ce? Vă spun de ce. Pentru că atunci când am fost prefect, m-am preocupat ca pe DN1 și în zonele principale să nu există petul. Am avut această mândrie ca la ieșirea din județ, trecând în județul vecin când eram prefect, să văd că la mine nu se vede nimic în județ, iar în județul vecin, pe marginea drumului, gunoaiele stăteau acolo. Am lucrat cu Garda de Mediu, cu Agenția de Mediu și am impus acest trend din la poziția de prefect. Din poziția de Consiliu Județean poți să o faci mult mai bine. Trebuie creat în interiorul, în interiorul Consiliului Județean un birou de specialitate bun pe departamentul de mediu și chiar dacă nu ai o măsură coercitivă, poți lucra foarte bine cu primarii și cu fondurile și să le spui foarte clar vreți să facem ceva? asigurați-vă perimetrul din jurul localității să fie curat de moloz, de tot felul de dărăpănături aruncate de la case și mizerii și fără peturi. Deci eu visez și visez ca pe râul Old, pe toate pâraele, să nu mai văd acele hectare de peturi. Și vă spun că se poate, dar pentru asta trebuie o mână de fier și la Consiliul Județean. Ori acea mână de fier, în pare rău, la actuală nu există decât pentru a face aeroportul. Atât. Deci, Județul Brașov nu are decât o singură preocupare. A, aeroportul. Aeroportul care îl face, oricine s-ar duce acolo. Orice candidat, orice președinte care ajunge, îl va continua. Pentru că e firesc. Dar în această zonă ai nevoie de concepte. Pe mediu, am spus pe sănătate. Avem uh, foarte mult un concept pe educație și cultură. Un concept pe care nu-l veți regăsi la niciun partid politic. De aceea le spun, citiți fraților ce vrem noi pe cultură. Vreau la nivel de județ Brașov pentru a crește și numărul de turiști face și o infuzie de cultură, o spun un mol cultural. Am spus mol cultural pentru că molul este cuvântul la ordinea zilei. Dar de fapt e un forum de cultură. O clădire de cum e cea lui George Pompidou din Franța unde ai. Săl de artă săl de spectacole, Muzeul Științelor Naturii, Muzeul Primei Școli Românești, Muzeul Junilor și în care săli mici și mari unde să vină artiștii să se exprime liber, să-și creeze ei un public fără să ceară autorizație de la primărie sau de la consiliu special. Nu, domne, du-te, uite, te programezi, te costă curentul atâta, niște sume modice, du-te și desfășoară până la urmă activitatea ta. Impune-te ca și liber profesionist. Avem nevoie de acest focar de cultură care să fie general la nivel de județul Brașov și municipiul Brașov și, în special. Și asta pentru că am rămas în urmă, cu părere de rău spun, față de județul vecin Sibiu, am rămas în urmă față de, tim de județul Timiș, am rămas Iași. în urmă față de Cluj, față de Iași, față de uh, capitala țării București. Păi nu putem, Brașovul totuși este zona în care uh, în anii 1800 se năștea literară. Nu putem astăzi noi să nu mai însemnăm, din punct de vedere cultural, nimic sau foarte puțin comparativ cu ceilalți. Ține de mândria noastră până la urmă de brașoveni. Și mă întorc din nou la uh, programul economic. Da. La programul economic noi venim cu o idee care se pare să fie oarecum uh, din trecut. Reînființarea companiei județene de drumuri în subordinea Consiliului Județean. Nu se poate să vrei, să ai nevoie, să faci un drum. Cum e drumul de sub munte sau cum e drumul ăsta la altul, de la Șercaia până la Ho Hogizi, care ani de zile și ani de zile nu s-a întâmplat nimic. De ce? Pentru că lansezi licitație. Nu-ți vin firme la licitație. dacă îți vin firme la licitație, încep să se conteste unii pe alții, dar problema e că rămâi cu gropile și cu lucru nefăcut. Și atunci, alternativa este să faci din nou această companie de drumuri, care, atenție, ea are ca scop să facă treabă, nici de cum să facă profit. Pentru că niciuna dintre companiile astea care va veni la licitații pentru orice, de la asfaltarea străzilor principale din uh, municipiul făgăraș și terminând cu uh, asfaltarea din ultimul cătun, nu va veni fără să-și pună o cotă generoasă de adaus. Că nu e fundație de binefacere, ci este nimic altceva decât o companie comercială care trebuie să facă profit. Ori dacă noi facem lucrul ăsta, câștigăm în primul rând viteză, doi, poți să-i tragi la răspundere direct pe cei care lucrează acolo și își fac treaba, vor trebui să-și facă treaba și trei, vei putea cu acea cotă de adaus de 15, 20, 25% să faci 15, 20, 25% mai multe drumuri. Asta vrem să facem și pare un lucru simplu, dar ușor de realizat C să existe voință din păcate sunt ăia care sunt abonați întotdeauna la banii uh, Consiliului Public. Județean, banii publici care se vor opune și vor ține cu ghiarele și cu dinții de aceste, zic ei, privilegii ale lor pe viață. Ați văzut că a fost foarte criticată și primărița Bucureștiului pentru înființarea unor astfel de, de companii. Da, da, este corect Vede? și vă dau un exemplu de unde da. ne-a venit nouă această idee. Uh, drumul acesta care leagă șercaia cu drumul rușinic, era plin de groțe, știe foarte clar, da? Da. Deci eram prefect, noi l-am transformat din drum județean în drum național, tocmai pentru ca banii să vină de la Victor Ponte, era prim-ministru, și a dat acești bani. Acolo am văzut ce înseamnă reparația în situ. Măcina asta îl ducea în spate cu bitum și punea covorul asfaltic. Productivitatea era 2 km pe zi. Dacă asemenea utilaj ar lucra timp de un an, cred că am asfaltat și județul vecin. Da. N-am mai pierde timpul pe licitații și pe interese, exact cum spunea colegul. De asta județul Brașov nu trebuie să arunce cu bani în stânga și în dreapta. Aruncăm cu bani spre spital. Aruncăm și spre aeroport. Dar nu mai aruncăm cu bani spre alții, spre profitul altora. Nu, banii trebuie să rămână la nivel de Consiliu Județean și să vii cu bunăstare. Am asfaltat nu numai drumurile județene și drumurile acele agricole care intră pe tarla la omul și în care... Un o agricultură civilizată, un comerț civilizat, să-l faci și ducând asfaltul până în tarlaua, până în zona de producție agricolă. Deci este o idee pe care, cu care noi am venit-o pe partea de economie în programul acesta de guvernare și vedeți, sunt câteva lucruri care sunt punctuale. Nu am zis că o să ne implicăm în sănătate, o să ne implicăm. Nu, am venit cu lucruri punctuale. Niciun program nu are așa ceva la nivelul județului Brașov. Și de aceea le spun numărul 1 pe buletinul de vot la Consiliul Județean și președinte și uh, lista de Consiliul Județean. Noi am venit uh, cu concepte de stânga și când spun stânga spun o stânga care, uh, ca să Modern. spun așa, o stânga modernă. O stânga care apreciază uh, latura socială și vedeți că avem concepte pe partea socială, mai sunt câteva lucruri care... Cătălin, că nu vi le-a spus, dar sper să le avem timp să le derulăm. Dar suntem singurul partid, lor actuală, de stânga, împreună cu Victor Ponta. Și Victor Ponta, știți foarte bine, a venit în această zonă și a ajutat foarte mult. Și asta o știu din poziția de prefect și fabrica de pulberi când a dat acei bani pentru componenta de mediu, pentru separator și pentru... Sunt lucruri care au fost făcute. Eu sper că domnul Victor Ponta să-l putem aduce în zona Făgăraș într-o perioadă următoare, nu îndelungat, într-un scurt timp, să vină într-o vizită electorală, pentru că noi avem și am investit în această zonă chiar înainte de a fi prezenți aici ca pro-România. De ce? Pentru că au fost lucruri de bun simț și în calitatea lui de premier Victor Ponta chiar ne-a și ajuta și pe fabrica de pulber, dar și pe drumul rușinii. Acum lumea uită, dar acel drum era plin de gropi de Eu grob, făr, de, ți era și groază Sfără să o iei pe scurtătură, să da. mașina până traverseai acei 12 km uh, Sigur că lucrurile acestea noi o spunem și o repetăm mereu de asta nu ne pasă foarte mult de latura socială și nu de latura elitistă din cadrul altor partide de stânga care au mers pe zona elitistă. Nu, noi suntem social democrați, suntem centru-stânga, dar o stânga modernă, nu obosită, nu ruginită, pentru că. Uh... Aș nuanța un pic. Da. În primul Rău. rând, ca să duci politici de stânga, politici sociale, trebuie să-ți permiți. Adică trebuie să ai banii din care să creezi aceste politici. Și când vorbim politici de stânga, pe păi politicile în sănătate sunt politici de stânga, politicile în educație sunt politici de stânga. Până la urmă și în zona de cultură pot să vorbești despre politici de stânga. Pentru că altfel, dacă ai lăsat lucrurile la liber, liberalismul acela care deja este perimat peste tot în lumea asta, domne, cei care își permit, își permit, ceilalți nu mă interesează. Ori, noi vrem să creăm această plus valoare, plus valoare care există în bugetul Consiliului Județean Brașov și să îl, îl administrăm într-un mod rezonabil, cu atenție mare la detalii. Faptul că am venit cu aceste soluții de, până la urmă, nu reprezintă bani în plus. Că întreabă lumea, da, dar de unde vreți? aveți bani să faceți lucrurile astea? Păi nu sunt bani în plus, din contră, sunt bani în minus. Din banii pe care îi faci ca economie, făcând însă lucrurile altfel. Nu până acum. Trebuie să stai, să te gândești altfel decât au fost făcute lucrurile. Îi spun englezii thinking out of the box, adică să gândești în afara cutiei tale. Ce mă interesează dacă până acum 12 ani, 16 ani s-au licitat fel de fel de lucrări? Că asta a fost obișnuința. Hai să facem lucrurile altfel, le facem noi, le facem mai repede, le facem mai bine și ne rămân bani și pentru cultură și pentru... Acest camion pe roți care să meargă cu sănătatea până în ultimul cătun. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, a, -a trebuit foarte repede. Peste câteva zile începe școala. Cum priviți dumneavoastră? Eu începerea cu îngrijorare. Cu îngrijorare pentru că am trei copii de trei vârste diferite, unul de facultate, unul de școală și celălalt de grădiniță. Din păcate, astăzi când vorbim, știu sigur că cea mică nu o să înceapă grădinița pentru că sunt niște probleme la grădinița respectivă. Dar este întrebarea pe care ne-o punem toți părinții pe acele grupuri de WhatsApp. Dom'le, cum? Nu se știe. Din păcate, vorbesc din păcate, lucrurile nu au fost clar explicate și fiecare când se gândește la copilul lui, se gândește cu îngrijorare. Nu au fost lucrurile explicate și lucrul acesta ar fi trebuit să fie explicat de către guvern. Din păcate, prioritatea lor a fost organizarea alegerilor. Și acum, ca să nu mai piardă din punctele electorale pe care se gândesc că le au, și nici de cum la începerea școlii. Nu se gândesc că foarte mulți copii, mai ales de clasă primară, sunt așteptați la ieșirea de la școală de bunici care sunt vulnerabili. Copilul poate nu pățește nimic. Dar bunicul s-ar putea să fie fatal pentru el. Lucrurile acestea ar fi trebuit guvernul să vină cu lucruri extrem, extrem de clare. Nu să ne punem noi întrebarea în calitate de bunici, de părinți care, uh, nu știm, începe școala, iese un mare bum și se închide la 1 octombrie, după alegeri. N-aș vrea să fie lucrul ăsta. Eu vă spun un singur lucru. Dacă există o preocupare pentru cetățeni, iar politica liberală de la actualul guvern nu este pentru cetățeni, așa cum spunea colegul, e pentru alege și pentru a fi noi la putere. Asta își doresc în permanență. Ele trebuiau înghețate toate alegerile pentru primăvara anului următor, și până la urmă ce se pierdea? Nu se pierdea nimic, se câștiga pe partea sănătății, ne, plăceam protecția așa cum trebuia, școlile puteau sau nu să înceapă în condiții normale, de siguranță, ori acum e un talmeș balmeș. Acest guvern a livrat populației acest ghiveci, acest ghiveci, în care oamenii se amestecă în școli cu alegeri, cu asta, încât, după părerea mea, ei au clacat, acest guvern trebuia să cadă, și aici este o acuză directă pe care o aduc PSD-ului, pentru că nu este un partid de stânga cel care face blat cu PNL-ul ca să rămână la guvernare. Să fie foarte clar. Am fost în sală, am văzut cum au lipsit oameni, am văzut cum s-a jucat treaba, știam dinainte ce lucruri se întâmplă și noi ne uitam cu mare atenție dacă vin, avem uh, vorum sau nu. Deci o întreagă amețeală și o întreg veci uh, bă, în bătaia de joc uh, și lipsă de respect pentru cetățean. Eu sper să-i sancționeze. Dar vreau să-i sancționez și de la Consiliul Județean, și de la primărie și de la asta. Pentru că noi aici pe zona aceasta l-avem pe domnul Vali Clonț un candidat, după părerea mea, excelent și un candidat cu experiență și pe care, care, face parte din echipa noastră și pe care trebuie să-l sprijinim, dar și, per total... Și pe Alex Motoc pe lista de consilieri de de județe. Da. Deci avem nevoie de altfel de politici. de am spus, nu politicile de dreapta. Politicile de dreapta au fost cele care au tăiat. Au tăiat salarii, au tăiat pensii. Începând cu PDL-ul, pentru că la ora actuală PDL-ul a invadat PSD-ul, la ora actuală când spui PSD, nu mai spui, spui PDL. Deci oamenii, acolo nu mai e un partid de stânga. De asta și noi ne-am distanțat foarte mult de el, pentru că vrem politici de stânga, cele pentru cetățean, nu cele pentru multinaționale. Am ajuns la sfârșitul emisiunii, totuși un mesaj pentru alegătorii din județul nostru, dacă doriți să transmiteți. Un mesaj foarte clar. Soluția dacă nu ne place ceva, este să schimbăm. Ori schimbarea poate fi făcută de fiecare dintre noi simplu, în data de 27 septembrie, cu un vot introdus în urnă. Noi ne-am bucurat dacă am reușit să-i convingem și în emisiunea dumneavoastră să fie un vot pentru pro-România. Pentru pro-România atât pentru președinte de Consiliu Județean, pentru lista de consilieri județeni, pentru primari și lista de consilieri locali. Eu știu ce să le spun? Votați poziția 1 pe buletinul de vot la Consiliul Județean și președinte și lista de consiliul Județean, același număr 1, și să dea Dumnezeu, pentru că există și o componentă în acest sens, pentru că lucrurile nu se întâmplă de totdeauna cum vrem noi. Uh, e nevoie să ai, uh, ca să spun așa, și o componentă, pentru că partea de stânga are și o componentă creștină, are și o componentă de apropiere față de uh, latur, zona aceasta. Să fie bine pentru toți uh, și să fie bine nu neapărat pentru noi, nu neapărat, pentru că până la urmă noi spunem dați-ne un vot, dar să fie bine în primul rând pentru cetățeni. Și sper ca programul nostru să fie, ca să convins. Da. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și, și vă, vă doresc mult succes în alegeri. Mulțumim. Vă mulțumim. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.